astăzi, Bianca, în legătură cu povestea asta cu domnișoara Lena. Înșală, nu? Cred, cel puțin. Eu n-am văzut și bărbați cont. Iar acum pozele cu Victor Slav și cu Lena parcă au pus-o și mai tare pe gânduri pe Bianca. Dar totuși parcă nu-i vine să creadă. Probabil o vecină sau vreo prietenă a unei vecine care a ieșit să-l vadă pe Victor. Nu crezi că ar fi pus să înșală? Toți bărbații înșală, nu? Cred, cel puțin. Eu n-am văzut și bărbați spune. Și totuși, femeia există. Se numește Lena. O cunoști pe Lena? Nu. La vreo cafea? Această domnișoară își dorește cu ardoare să aibă o apariție și să leagă de niște nume sonore implicate în niște scandaluri sonore și atunci pretext... Eu cam știu contextul în care se afla ea acolo. Nu crezi că Victor ar fi în stare să aducă pe cineva în casa ta? Nu, niciodată. De asta sunt sigură.